găsit la o nouă ediție de One to One. Sunt Ovidiu Mita și iată că suntem în luna mai. Stă să înceapă o nouă ediție sau un nou sezon de nunți, pentru că de regulă românul pune haina cea bună, în special la acest gen de eveniment. Și dacă tot suntem la debut de sezon de nunți 2024, iată un prilej prielnic de a vorbi cu un om care creează, în special pentru bărbați, costume, cămăși și cam toate accesoriile de care are nevoie un domn. Așadar, în această seară, despre modă și vestimentație masculină cu Raul Stör, designer vestimentar și creator al brandului Men's Club. Bună, Raul! Bine ai venit în One to One! Salut, Ovidiu! Îmi pare bine că sunt aici. Și mie. Sunt onorat. Deși am emoții mari, nu prea fac asta prea des, să încerc să le las cât mai departe. Uite, ai adus așa o doză de eleganță. N-am cum să nu constat chestia asta și poate o să discutăm ceva mai încolo și de ce ai și cum ai pus pe tine când te-ai gândit să te îmbraci astăzi venind spre One to One. Dar până atunci, cum bine știm, orice lucru are o fază incipientă. Orice entitate sau orice existență are un început, un factor declanșator. Dacă ar fi să dăm timpul înapoi, cum a fost începutul tău când vine vorba de creație vestimentară și când anume? Tot la început, în 2011, efectiv când am început să mă gândesc la ceea ce fac eu acum, dar cred că tot ce înseamnă pasiunea către modă și către frumos, cred că am de foarte, foarte, foarte mic. Atunci când erai foarte, foarte mic, ce ți-a declanșat-o? Pentru că este tare interesant. Să știi că m-am gândit la chestia asta împreună cu sora mea, că chiar zic, ok, hai să vedem, să descoperim de unde ai tu pasiunea asta. Chiar interesant. Și ne uitam cu amândoi la pozele cu părinții noștri de când erau ei tineri și cred că noi aveam 2, 3, 4, 5 ani. Deci eram foarte tineri, cum ar veni părinții tăi? Da, foarte. Am văzut într-o poză cum erau amândoi asortați, la fel. Diferența între unul și celălalt era că tata purta pantaloni și mama purta o fustă. Deci amândoi același sacou, aceeași pereche de ochelari, aceeași cămașă, aceeași cravată, doar că aceleași culori. Doar că era, mama purta, v-am zis și mă repet, mama purta fustă și tata purta pantaloni și cumva, probabil, văzând chestia asta de mic la ei, probabil de acolo a plecat la nivel de subconștient pasiunea asta către modă. Și din subconștient, când a ieșit la lumină ca mai apoi, iată, să se transforme într-un mod de a fi și într-un business, pentru că din câte știu, din asta trăiești sau în mare parte din asta trăiești? Da, în mod de a fi de foarte mult timp, de pe la 18 ani am început să atunci mă îmbrac elegant. Atunci când doreai să atragi privirile. Probabil. Dar, efectiv, ca să fac și un business din ceea ce fac acum, e din 2011. 2011, iată. Adică 13 ani. 13 ani. Cum, vrând nevrând, orice manager, orice businessman își face așa un istoric al businessului. Cum a fost evoluția brandului în eu am pornit ca și tot ce, ca și businessul de astăzi a pornit ca și o pasiune și în continuare este o pasiune, că fără pasiune nu poți face nimic. E adevărat. Zic eu că dacă pasiunea, atâta timp cât ai pasiune poți să excelezi și poți să treci de orice obstacol, dar am efectiv să fie, am să fie pandemia groapa din toată povestea asta. A fost asta foarte, foarte greu, dar mă bucur că a venit pandemia, pentru că la în 2019, chiar înainte, la sfârșitul anului 2019, am ajuns cumva la un punct de saturație. Și pandemia m-a reinventat. A trebuit să mă reinventez, am început să fac și alte stiluri de haine, nu m-am mai dus doar pe partea elegantă, m-am dus și în zona casual, în zona sport, să zic așa, am făcut și haine sport, traininguri, mai exact pentru traininguri.
Și pentru că puteau foarte mult stând în casă, toată lumea mergea, era pe un stil, adică nu ieșau, nu, și atunci trebuia să... N-avea unde, și atunci trebuia să facem ceva să supraviețuim. Da, acesta a fost acel coborâre, să zic așa, a noastră, dar până la urmă a fost un bine. Eu văd partea bine, partea plină a paharului, nu partea goală. Întotdeauna așa este bine să o vedem. Revin un pic la ce faci tu în mod normal și zi de zi sau zi cu zi. Ce înseamnă să fii designer? Că pentru unii sau pentru mulți poate e tabu. Ok, designer, ce meserie e și ea? Da, poate puțin prea mult spus designer. Eu sau să zic, definește-te tu. Da, pot să zic că sunt un consilier vestimentar cu foarte mare pasiune în a crea haine. Un designer, eu zic că meseria de designer e ca și meseria de zidar, trebuie să ai efectiv o diplomă, nu neapărat o diplomă, să treci printr-o școală ca să fii efectiv cu adevărat să deții meseria, numele meseriei. Eu tot ce am făcut, am făcut efectiv pe experiența mea lângă producătorii mei. Ceea ce fac eu zilnic, ca să revin la ce m-ai întrebat, ceea ce fac eu zilnic, mai mult partea asta de consiliere. Efectiv, ajut oamenii să înțeleagă cum trebuie să fie purtat un costum, când trebuie să fie purtat un sacou sau o ținută de zi cu zi și în mare parte, cam cu asta îmi ia munca mea de zi cu zi. Într-adevăr, în ea intră mare, în mică parte și partea de management și partea de lider, să zic, pentru că nu sunt doar eu, mai am încă 10 colegi pe lângă, în care implică și partea de consilier vestimentar, dar și croitorii care lucră în spate. Designerul creează pe hârtie sau pune mâna și pe mașina de pisat? Da, designerul creează pe hârtie. Deci creează pe hârtie. Știu să fac, înțeleg tot procesul de a coase, înțeleg tot procesul de a călca din cauza experienței și din cauza datorită, de fapt, problemelor care le-am avut pe parcursul timpului, care m-am lovit cu, nu știu, de exemplu, nu știam de ce nu se așează un sacou pe client. Ok, a trebuit să învăț de ce nu se așează. Nu puteam să las sacoul pe client și mă uitam la el, nu se așeza nicicum. Trebuia să, prin toate aceste mici experiențe, eu văd partea plină a paharului, eu văd partea goală a paharului, pentru mine a fost, de fapt, un training, acea școală cumva care alții... Nu se așeza din cauza măsurătorii proaste sau a execuției care lăsa de dorit? Poate să fie și una și alta, dar în principiu mă refer la partea de execuție, partea de călcat, partea de cusut, partea de cam asta, da, călcatul și cusutul. Dacă designerul creează și la propriu, dacă pune mâna pe mașina de cusut, am greșit dacă l-am numit și croitor? Deci intră și noțiunea de creator sau de croitor în cea de designer. Eu nu văd de ce să nu își atribuie și această titulatură. Zic asta pentru că Mihai Albu, care creează pantofi pentru domni în special, fiind numit într-o emisiune pantofar, s-a cam supărat și nu văd unde ar fi fost... supărarea cea mare, unde, în ce consta supărarea? Da, de aceea da, te-am întrebat cum stă în partea de ținută vestimentară, că iată, de la un creator de pantofi am văzut că nu e neapărat plăcut să fii numit pantofi. Eu, de exemplu, am gașca mea de prieteni apropiați, toți îmi zic croitorul. Din cauza că sunt foarte preceput în a lua măsuri și în a înțelege efectiv cum trebuie să se așeze. Nu neapărat perfect, că nu există perfect, să-și așeze cât mai bine pe conformația corpului. Coborâm un pic, cum zic fotbaliștii, la firul ierbii și ne ducem în atelier. Pentru că de acolo începe, până la urmă, moda, acolo prinde contur, acolo prinde viață, creația designerului de pe hârtie. Mai sunt astăzi oameni pricepuți sau pot fi găsiți astăzi oameni pricepuți cu care să... pleci la un asemenea business, să creezi haine? Eu zic trend-uri. Că mai sunt. Doar
din ce experiență am eu cu diferiți producători, eu cred că dacă vrei, găsești. E foarte important să vrei. Foarte mare problemă e partea de management, partea de leadership, că atunci când e vorba să găsești oameni care... Te întreb asta pentru că în ultimii ani, știm, cam toți tinerii sunt IT-iști, economiști, specialiști în marketing, în vânzări și așa mai departe. În ideea asta, mai sunt oameni care efectiv așa să lucreze e, așa cu e, mână sau din mână să trăiască? Colegii mei care sunt în partea de producție, în partea de ajustări, de fapt colegele, că sunt niște doamne, ele cred că au vârstă de la 40 un pic de ani. Deci, totuși, deci nu găsești chiar tineri. Tineri, nu găsești tineri, într-adevăr. Nici n-am căutat pentru că ca să găsești un tânăr, adică ca să iei un tânăr cam... Eu am nevoie de experiență și am nevoie ca cineva să știe să execute și să transforme un sacou în pantalon, în cămașă. Și un tânăr e prea greu de găsit cu acea experiență. Dar între 2-3 cu experiență, vine unul care are aplom și vrea să învețe și vezi că este în el dorința de a persevera? Ai avut asemenea pe parte situații? De producție nu. Pe parte de producție. Cei mulți ani pe care da, îi pe ai parte spate. De producție nu, dar pe partea de consiliere da. Am foarte mult. Acolo e mai foarte... ușor. Da, e mai ușor, da. E frontman, nu? Da, cum am zis și mai devreme, dacă e să găsești o persoană pasionată în domeniu, eu cred că poți să-l introduci în zona de producție. Ideea e că el trebuie să vadă ceea ce face el contribuie la un lucru important. Dacă îl faci să înțeleagă că nu e doar un cusător sau doar o persoană care calcă, eu cred că dacă el îl faci să înțeleagă că face un costum care va sta pe o persoană cu care va fi mire sau care va fi un as sau care va fi un... Și practic munca ta va fi purtată și văzută de foarte, foarte mulți oameni la evenimente plăcute din viața respectivilor oameni care poartă creația ta. În principiu. Deci iată o responsabilitate a muncii bine făcute. Men's Club, așa... A plecat brandul sau transformări în timp, rebranding și alte nu, cele? Nu, am început cu Men's Club, a fost totul cu fostul meu fotograf, am stat așa la o bere și am zis ok, oare ce să facem, cum se numește, ei mă cheamă Ștăr, firma mea e Store & Store, am zis că îi pun Store & Store, nu știu, am zis că sună bine, dar e greu de ținut minte, ok, și eram undeva la 5-6 băieți, la masă și ne uitam așa unul la celălalt. Hai mă, dați fiecare câte un nume. Ce zice de cluburi bărbaților? Okay. Sună ciudat și multă lume se gândește și la altceva. La bere. Da. Și asta ok. Cum ar să ne gândim? Eu venisem atunci din Franța. M-am zis cum sună și în franceză, dar nu suna. Nu suntem noi obișnuiți românii foarte mult cu limba franceză. Și am zis ok, Men's Club. Și am zis wow, ce tare. De atunci a rămas... De ce efectiv nu era deschis magazinul? Hainele, o parte din hainele aveam într-adevăr, dar efectiv nu aveam locația, nu aveam site, nu aveam nimic. De ce Men's Club și nu Men's and Woman sau pur și simplu Woman's Club? Aici vreau să aflu de ce te-ai dus în zona de haine am bărbătești. Am și luat brandul, logo-ul sau brandul sau numele Woman's Club, într-adevăr l-am de vreo 7-8 ani de zile. Pentru că am vrut să mă duc și în zona feminină, dar simt că... De ce ai început cu cea masculină, cu zona masculină? Pentru că acolo mă regăsesc eu. Deci acolo, efectiv, simt că și într-adevăr era și o lipsă pe piață. E greu să mulțumești cliente? Mult mai greu decât să mulțumești clienți? Nu știu, n-am încercat să consiliez și femei. Sunt tipologii diferite, zic. Dar dacă stau bine să mă uit, oricum 99% din bărbați care ne calcă pragul vin însoțiți de femei și majoritatea femeilor iau decizia ca ce costum să poarte bărbatul. Adică, până la urmă, tot cu ele avem contacturi, dar nu cred că ar fi neapărat asta un impediment sau ar fi... Am ales să lucrez pe zona masculină-feminină.
Tu ai plecat cu acest brand din Cluj, eu acolo am făcut liceu și tot ce a urmat după. În acei ani în care eu eram licean, erau câteva magazine de bărbați în Sora, câteva, dar puține, în Central, câteva, și mai erau pe centru, din câteva adică între Sora și Central, pe acele străduțe, cei care... Acolo suntem noi. Cei care știu Clujul, cu siguranță merg acum cu gândul la acele străduțe pe care probabil au colindat și ei. Și cam atât. Nu era... Nu erau mall-urile. Nu erau mall-urile și nu era ofertă din care un bărbat să aleagă. Te regăsești și tu în această descriere? Da, așa a început. Ai fost și tu frustrat în anii de liceu pentru că poate nu-ți găseai ce doreai? Și vedeai că din 30 de magazine, 3 sunt cu, cu produse pentru bărbați și restul cu haine pentru femei. Era ușor așa frustrant în acea perioadă. În partea, dacă stau să-mi bine să mă gândesc în partea, adică partea, când eram la liceu, nu mă îmbrăcam așa elegant. Efectiv eram ca și orice licean, o pereche de blugi, o pereche de pantaloni, un pulover, o geacă, un tricou și cam atât era, că atunci era moda jeansilor. Era perioada jeansilor. A trecut acum? N-a trecut, pentru mine a trecut. N-a trecut nici pentru mine. Dar țin minte primul costum care mi l-am făcut, am fost cu tatăl meu la un croitor, efectiv un croitor, care mi l-a făcut pe comandă, de fapt costum a fost o vestă și o pereche de pantaloni, când am terminat clasa 8-a. Așa. Da, clasa 8-a. Am tot plimbat magazine, n-am găsit absolut nimic și atunci clar a trebuit să-l fac pe comandă. Într-adevăr și în 2011 când am început să-mi caut primul costum, erau deschise mall-urile, dar nu erau atât de... Nu era produsul preferat, adică produsul dorit de mine. Când a început să se mai echilibreze balanța? Să fie totuși cât de cât și... De când a ieșit Men's Club pe piață. Și alții, că mă gândesc că... Pot să zic că mi-asum acest merit, că am început și am educat foarte mult piața, zona masculină a Clujului și numai Clujului și din Transilvania, că avem foarte mulți clienți din Transilvania și nu numai. Am început cu prin a educa, în primul rând. E greu? E ușor? A fost greu pentru că de la începutul magazinului am avut haine mult mai îndrăznețe, mult cu tipare și cu croiuri foarte moderne. Și atunci, fiind clientul de rând, fiind obișnuit cu costumele clasice, a fost un pic greu să ne afișăm, adică să intrăm în piață. Dar cine este serios și perseverent, iată, reușește să dăinuie în timp. Dacă mai devreme am pomenit de acea perioadă în care erau puține magazine pentru sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000 mai exact, puține haine pentru domn și magazine, astăzi găsim din plin de toate pentru toți, inclusiv pentru domn. Ideea de masculinitate nu a căzut în extrema cealaltă, ținând cont de faptul că sunt aproape la fel de mulți domni în saloanele de cosmetică, pensat, manicură și așa mai departe, nu s-a dus prea departe în extrema cealaltă trendul față de sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Într-adevăr, e un subiect tabu, n-aș vrea să intru foarte în detaliu. Doar îl pomenim. Eu de principiu fiecare alege pentru el ceea ce e bine, dar într-adevăr foarte, foarte, foarte mulți bărbați care exagerează în ceea ce, adică, cum ai zis tu, îi văd foarte mult în saloane, pilat, pensat, frezat, aranjat, prea metrosexual, cum se spune. Sunt mult prea dichisiți, cum vorba tatălui meu. Nu dăm cu bâta nimeni, doar constatăm și te întreb, de ce crezi că a apărut această nevoie de feminizare, că o putem numi feminizare din moment ce vorbim de epilat, pensat, manicură, pedicură chiar și în zona masculină. De ce? Este un fenomen observabil și nu avem cum să nu-l analizăm.
Eu zic că totul a pornit din partea de social media și din partea de exterior. Adică din partea din Occident, America, Franța, Italia. Foarte mult acolo, noi fiind foarte închiși, să zic, în zona de România, până când n-am știut ce aia modă, până în anii... Într-adevăr, așa este. N-am avut acces să vedem doar Neckermanul sau mai știu ce mai era pe vremea respectivă. Probabil din a epata, de a ieși în evidență, de a... au început să exagereze cu epilatul, cum am zis mai devreme, cu epilatul, cu aranjatul, cu... au uitat de partea lor masculină. Și asta se vede. Foarte mult. Pentru că discrepanțele întotdeauna ies în evidență. Vorbim de domni în continuare și n-am cum să nu te întreb, iată, dacă i-am analizat pe unii cei drept, pentru că nu toți suntem la fel. Găsești tineri cu care să-ți prezinți colecțiile? Da. Pentru că orice antreprenor ai întreba în ziua de astăzi se plânge de factor uman. Nu găsesc oameni în zona asta în care totuși e fancy, e trendy. Te referi la angajați sau te referi la clienți, persoane care mi-intră? Pur și simplu la oameni cu care, la băieți cu care, pe care să-i îmbraci și cu care să te duci la prezentări sau în propriul tău sau propriile tale magazine să-ți expui o nouă colecție. Sunt dornici de așa ceva sau și aici cu greu găsim? Ai fi surprins și am fost surprins când văd băieți la 14 care au terminat acum clasa 8 sau clasa 12 sau chiar la 18 ani au majoratele care... Într-adevăr, eu le recomand ceva mai colorat, ceva mai tineresc întotdeauna. Merg foarte mult pe clasic. Ai fi surprins cât de mult au început să observe tineretul din ziua de astăzi și mă refer la de la, hai să zicem, 18 ani până la 25 care merg spre clasic. Pe negru, adică nu, pe cravată, pe pantofi, pe când aleg o ținută mai elegantă. Deci chiar am fost plăcut surprins de cât de mult se reîntoarce partea de clasic. Vorba aia, clasicul nu moare niciodată. Nu moare niciodată, așa e. Și mă bucur și... Pentru că vedem imagini cu băieții cu care te-ai afișat, cred, zilele trecute prin Cluj. Da, am făcut un shooting cu băieți normali. Chiar într-o zonă ultracentrală avem. Da, în Piața Unirii și am colindat un pic centrul Clujului. Băieții sunt dornici de a fi pozați? Pentru că știm, fetele sunt. Se pozează și în baie și peste tot. Au, într-adevăr, și o parte din ei care le place să iasă în evidență și le place partea asta de fashion și să se pozeze de social media, să iasă în evidență prin social media. Dar, într-adevăr, mai sunt și cei care au încă acest trac față de cameră, față de microfon, față de a se afișa. Dar sunt băieți care, și ceea ce am ales noi în acele shooting-uri, am ales băieți, ce mi-a plăcut, sunt ales băieți normali. Deci nici unul dintre adică băieții de acolo nu modele... sunt mani. Nu, deci sunt băieți normali și atunci am vrut să vedem, să transmitem prin acele shooting-uri, așa că de fapt nu e nimic fals, nu e nimic... doar să arătăm la băieți înalți, frumoși, tinerei, cu mușchi și... Ați mers pe naturalețe. Da, da. Spuneai mai devreme că la începuturi ai sta pe gânduri cum să se numească brandul tău și împreună cu fotograful lucrați încă împreună? Cu persoana care am dat numele nu, dar am fotograful efectiv care am lucrat, care am făcut al doilea shooting, lucrez din 2012 cu el. Sunt ceva. Avem, da. Cu el am lucrat și la partea de rebranding, la logo foarte mult, ne cunoaștem deja, ne știm numai din priviri, știm vorba ce vorbiți din priviri, da. Cine dictează trendurile? Sunt curios dacă de undeva de afară, după care vine așa o emulație a tuturor designerilor sau pur și simplu, hai să zicem în România, și un designer român poate dicta trendurile fără vreo influență de afară. Cum? De unde vine? Zic că fiecare designer are o muza lui. Se informează de undeva. Mă scuzați, am emoții, nu găsesc tot timpul cuvintele potrivite. Dar, în general, vine din afară.
pentru că acolo, cum se zice, Milano, Paris sunt capitalele modei, acolo să cumva și să zic așa, head office-urile tuturor brandurilor mari. Cam din zona, din, eu zic că din Italia și Franța pleacă tot ce înseamnă modă. Și acum, în ultimul timp, într-adevăr, vine și din partea de Est, Japonia foarte mult și Coreea. Dar poate, într-adevăr, scuze-mă, poate și un român să dea. Poate și un român. Într-adevăr, nu știu dacă la nivel mondial, dar la nivel național sau la nivel european poate să dea un anumit trend. Cum sunt americanii și cum sunt rușii, că tot sunt clinciurile clasice între ei? Care este, din punctul tău de vedere, mai cu greutate? Care stat mai este mai cu greutate când vine vorba de trenduri, de, nu știu, poate idei în modă? Pentru că știm, or fi rușii cum sunt, dar când vine vorba de artă, da, sunt buni. Sunt într-adevăr, au ca și designeri, dar ei sunt foarte mult pe partea feminină. Nu știu să dau nume, nu sunt foarte cunoscător în zona de designeri din partea de Rusia, dar chiar acum am văzut ceva știre. Ucrainieni erau doamnele și răsărbătoreau 20 de ani de existență pe piață. Într-adevăr, ca și americani, mai ei ca și modă sunt foarte mult influențați de partea europeană. Aha, foarte, deci foarte mult. Da, italieni, în mare parte italieni. Tot bătrânul continent. Da, da, tot de aici pleacă, cum am zis, de la... Și partea de, cum ai zis, de ruși, din partea de est, rușii, ucrainienii, tot moda o creează la Milano, la Paris, la Londra. Tot acolo se creează, tot de acolo pleacă acel... De acolo vin și culorile și nu doar formele? Odată cu valul vine și culoarea? Da, da, vine. Trendul de culoare? Da, da, odată la 3-4 ani de zile se schimbă, cel puțin în moda masculină se tinde, se schimbă și trendul de culoare. La femei, eu din câte știu, se merge anual. Se dă de către Pantone o culoare anului, care... Da, la doamne e ceva mai deschimbată și garderoba, da, și așa mai departe. Și noi, domnii, suntem sub imperiul cărei culori în această perioadă? Eu zic că suntem în zona clasică, a revenit puțin culorile clasice. În afară de negru, ce ar fi clasic? Un blomaren. Culoarea blomaren. Diferite nuanțe, nu e neapărat. Griu, am văzut foarte multe prezentări de modă gri. Foarte mult un gri, chiar un gri... Un gri șobolan. Nu e prea frumoasă expresia, dar, da, dar noi zicem, culoarea, da. Noi zicem, noi folosim foarte mult culoarea respectivă. Adică denumirea culorii. Foarte multe nuanțe plecate din gri, blomaren, care acum sunt în trend. Pentru că știu că voi la Men's Club produceți o bună parte din ceea ce vindeți, din ceea ce expuneți, din ceea ce prezentați, sunt tare curios cum și de unde vin materialele. Pentru că nu putem vorbi de produsul finit fără să nu vorbim de o materie primă care este țesătura, cazul tău. Cum stă treaba? 80%, într-adevăr, 80% din ceea ce facem noi este producție proprie. 20% este import Italia. Avem un colaborator din Italia care colaborăm de 2 ani de zile și suntem foarte mulțumiți de el și vom continua, vom merge în continuare. Țesăturile le importăm din Italia, nu în mare parte, avem o parte și chiar ne bucurăm că de anul trecut, după pandemie, am zis că ne-am reinventat puțin, am început să mult, ne... Ca multă lume de altfel. Da, am găsit un producător în România de țesături, ceea ce credeam eu că s-a stins de foarte mult timp. Și e cumva bine dau, pun foarte mult, mie îmi place foarte mult să... ca și produsul nostru să fie produs 100% autentic românesc. De aceea, într-adevăr, nu știu dacă o să ajungă la calitatea ce-ți oferă o țesătură italienească sau englezească, dar eu am speranțe sunt mai că fine, sunt mai fine, sunt cele mult din... mai fine. Sunt mult mai fine țesăturile din Italia și Anglia. Și nu ne putem rafina și noi aceste țesături cu tehnică adusă la zi? Da, sigur se poate. Doar că trebuie investit. Retehnologizată fabrica.
Da, ideea e că țesăturile fine, foarte fine, sunt foarte și greu de purtat. Pentru că... Se șifonează repede? Nu neapărat se șifonează, se uzează. Poți să zici că se uzează mai repede. Nu mai e o țesătură... aici, mai ales în zona... Da, mai la coa, mai la... Manșetelor. Nu e un costum care să-l port toată ziua. Și cumva fabrica cu care am deschis colaborarea pentru partea de țesături, ei produc o țesătură care să fie purtată, e lână, care să, e un mix de lână, care să fie purtată toată ziua. Adică să nu să te țină, din costum de fapt business, nu o să-l iei niciodată din o țesătură fină, care e mult mai greu de întreținut, mult mai... Dacă duci sacul, de exemplu, dintr-o țesătură fină de 10 ori la curățătorul chimică. Se duce. Da, nu are un fel aceeași. Decolorează da. Sau... Nu neapărat decolorat, nu mai are aceeași ținută. Pentru că aceeași... vorbeam despre ținuta ta mai devreme, mai la început de one-to-one. Uite, ai cămașă, ai cravată și ai sacou. Până la urmă, cam... tot ce trebuie pentru un domn ca să fie prezentabil. Cel mai bun material pentru cravată. Dă-ne un sfat. Când ne alegem cravata? La ce să ne uităm pe spate, la etichetă? La mătase. Doar mătase. De ce? Pentru că mătasea, fiind o țesătură naturală, are o anumită fluiditate. Anumită se așează diferit, cade diferit, se face nodul diferit. Mult mai ușor de făcut nodul. E un material care... Are personalitate? Da, are. Dar e și greu de stăpânit. Dacă mergi în toate direcțiile, nu mătaseasa, știm, alunecă. Păi acum, adică sunt atâtea tehnologii și se produc atâtea feluri de mătase în care efectiv poate să fie din mătase un material care la atingere te duce în zona de bumbac. Nu se mai face doar mătase lucioasă, se face și o mătase mată, se face și o mătase care am zis că se duce zona de bumbac, de lână, deci nu e neapărat, într-adevăr avem noi percepția despre mătase atunci când zice mătase, un material subțire, lejer, un pic de luciu. Cel mai bun material pentru cămașă? Bumbac. Bumbac și un mix. Spre 100% sau să aibă da, și ceva? Da, un mix de bumbac cu tot așa cu mătase. Acum tinerii, din cauza că poartă foarte slim, ei, ca să te poți și simți bine în cămașa respectivă, trebuie să aibă un pic de elastan. Deci recomandăm să aibă și un pic de elastan până în 3-4%. Vor să fie cambrată, sigur. Da, și atunci ca să te poți simți bine și în el, și în ea, scuzați-mă, și în ea, ar trebui să aibă un pic de elastan ca să poată să-ți permită să stai la masă, să te pui în mașină, să te ridici, să ridici o mână. Sau... Așa este. Și cel mai bun material pentru un sacou sau, de ce nu, chiar un costum? Asta depinde de anotimp. Dacă anotimpul mai rece, recomandăm într-adevăr o lână flanel, o lână un pic mai groasă. În sezonul de vară, acum, pentru evenimente, recomandăm clar sacou din lână 100%. Acum fiecare, după preferințe, dacă vrea o lână super fină sau ceva mai clasic, ceva mai basic. Iar dacă adică mergem într-o vacanță, tot așa pe timp de vară, recomand inul, clar. Inul cu bumbac, in. E mai vaporos. E mai fresh, nu te la, adică îți dă o senzație de libertate, să zic eu așa. Lasă corpul să transpire, să respire și da, deci să nu transpire. Să nu transpire, da. Respire. Iar dacă, cum am zis mai devreme, pe partea de țesături, când vorbeam de țesături, iar dacă e să alegeți un costum pentru business, vi-l recomand să aibă un pic de sintetic în el, pentru că sinteticul, vorba aici, mă refer la 10-15%, nu foarte mult, și un pic de elastan, că și elastanul dă volum și dă flexibilitate și anduranță în timp. Sinteticul, puțin de sintetic, adică un mix de lână, face ca și costumul respectiv să fie mai trainic, să zic așa. Aici, iată, durabilitatea pe termen lung. Pentru că suntem live pe One to One și Ovidiu Mita, ne salută Timea, care este coregraf. Ne spune că a colaborat cu voi anul trecut și a recomandat mirilor ei acest magazin. Te salutăm, Timea. Te salut, Timea, și îți mulțumesc. Să ai spor și un sezon, iată, care tocmai stă să înceapă
în această săptămână sau pentru alții săptămâna viitoare. Mulțumim pentru mesaj și vouă celor care sunteți la această oră live alături de mine și de Raul, vorbind, iată, despre ținute, despre vestimentație și despre domni, ca să fim cât mai galanți. Și dacă tot începe sezonul evenimentelor, hai să vorbim puțin despre această sferă de interes. Domnul trebuie să fie neapărat, să aibă un element care să se asorteze cu doamna, cu partenera, domnișoara. Având în vedere că eu m-am născut cu această imagine în cap cu părinții mei care au asortat, eu recomand să fie asortați. Într-adevăr, nu-mi place acea asortare care, în care... Evidentă. Da, evidentă, stridentă. Dar nu neapărat stridentă, în care... Clasică, să zic eu așa. În care el are un costum negru și doar acela l-are și de fiată când își schimbă soția rochia, el își schimbă cravata. Îs multe, îs foarte multe piese prin care te poți asorta. Prin vestă, prin pantalon, prin un mic detaliu de pe cravată care să asorteze rochia, un pantofi, de exemplu, sacou, poți, de exemplu, dacă soția are, partenera ta are o rochie roșie, el poate să-și ia o pereche de pantaloni negri și un sacou roșu. Adică e evidentă, dar e foarte elegant și foarte bine asortat. Driver, nu-și ia și el costum roșu și ia rochie roșie, că după aceea s-ar putea să fie un pic prea evident acea sortare, dar într-adevăr dacă estompează puțin din culori cu o pereche de pantaloni sau altă nuanță de blomaren sau ceva de genul, eu zic că poate să sorteze. Eu recomand. Hai că începem cu discuția de la picioare, de la pantofi în special. Pantoful să fie pentru ținută elegantă, că tot vorbeam de nuntă. Pantoful să fie cu șiret sau fără, pe acel stil mocasin. Aici e în funcție de stilul fiecăruia. După cum vezi, eu m-am îmbrăcat și am un pantof cu un stil mocasin, un loafers. Aici sunt foarte puține lume care, foarte puține persoane care sunt curajos să poarte pantofi de genul, pentru că sunt mult mai îndrăzneți, încă nu avem deschiderea, cum sunt de fapt italienii sau francezii, care ei majoritatea timpului poartă loafers. Dar dacă e un eveniment mai elegant, aș recomanda să se poarte un pantof. Adică efectiv cu șiret, cu șosetă, să vă recomand, puneți șosetă. Adevăr, culoarea șoseta să fie culoarea pantofului sau culoarea costumului, culoarea pantalonului. Cât de lungă să fie șoseta? Acum nu știu chiar în câți centimetri să fie, dar atunci când stai jos să nu se vadă piciorul. Deci când stai jos, suficient de ridicată. Trebuie să fie destul de ridicată, da. Sunt șosete pentru pantofi, sunt șosete într-adevăr pentru Adidas, sunt șosete pentru loafers. Și la loafers trebuie purtată șosetă. Ceva, o pincuță acolo. Da. Invizibilă din exterior. Da, o șosetă foarte finuță care... Da. Pantoful să fie din piele lucioasă sau piele întoarsă? Aici mă bucur că ai deschis acest subiect. Văd foarte multă lume cu pantofii din piele întoarsă la costume. Costume elegante mă refer. Este, din punctul meu de vedere, este greșit. Un pantof din piele întoarsă se poartă la jeans, se poartă la un chino, se poartă la orice altă ținută, dar nu la costum. Recomand ca să fie din piele. Lucioasă. Lucioasă. Cât mai lucioasă, bine polișată. Lucioasă ca să se vadă că pantoful respectiv e curat. Și bine dat cu... Și bine întreținut, da. Da, cu cremă. Cu cremă sau cu un silicon sau, în fine, bine polișat cu o cârpă și prinde oricum acele luci. Știți că italienii, cea mai importantă piesă pentru ei e pantoful. Deci poate să fie costumul de proastă calitate, dar pantoful trebuie să fie de cea mai bună calitate. Știți de ce? Pentru că mi-a zis un colaborator din Italia, pentru că în pantof stai cel mai mult timp în picioare și cumva dacă nu e un pantof de calitate, nu-ți respiră la fel de mult pielea, îți strică chiar și cheful, te strâng, așa e, și strică și mers, nu știu cum să mă exprim,
efectiv, sigur că nu mai poți fi galant într-un pantof cu jenă, asta e clar. Clar, se și vede. Da, da. Ce facem cu pantofii pe care îi luăm pentru un eveniment, că tot vorbim iată de pantofi, și sunt încăpățânați, nu vor să cedeze nici cum. Îi testăm prin casă, ne plimbăm din bucătărie până în living și din noi living cumpărăm. Nu-i cumpărăm. Deci, dacă de la bun început ne țin, nu-i cumpărăm. Dacă de la bun început simțim un disconfort care credem că o să ne lase. Uite, de exemplu, noi procedăm altfel. Noi dacă simțim că, adică ne spune clientul că pantoful îl ține, noi îl ducem, avem un, îl ducem pe un calapod în care să-l ducem la un pantofar ca lărgește. Să lărgească. Da. Sau... Dacă ulterior, după ce vine de la lărgit, nu este confortabil, nu recomand. Trecem la un etaj superior, pantalonul. Da? Am vorbit de pantof, de șosetă. Cum să fie pantalonul? Pentru că în 20 și ceva de ani de evenimente am văzut mulți pantaloni de costum. Și din, sau spre uimirea mea, în ultimii ani, pantalonii domnilor tineri, cei drept, sunt tot mai scurți. Deși ținuta se vrea a fi elegantă. Recomandarea mea, la într-adevăr, recomandarea mea ar fi ca și lungimea pantalonului, de fapt lungimea pantalonului este dată de grosimea pantalonului. Adică dacă pantalonul este mai larg, se face mai lung. El trebuie să cadă peste pantof. Dacă pantalonul se face mai strâmt, este un pantalon mai strâmt, se face mai scurt. Dar nu mai scurt decât să nu depășească o piciorului. Deci trebuie să fie exact, să pice exact pe buza pantofului. Să nu fie mai scurt, să nu se vadă o piciorului. Foarte multe, am văzut foarte, foarte multe persoane și eu, într-adevăr, erau cu, se zice, cu glezna pe afară. Era pantalonul mai scurt decât o piciorului. Acel pantalon este un pantalon care trebuie să fie normal, e scurtat pentru sneakers, e scurtat pentru o ținută mai casual. Nu este scurtat pentru o ținută elegantă. Și rămânem în același registru. Cât de strâmt? Pentru că am văzut aproape colanți pe domni care voiau să fie în costum, dar nu mai era pantalon de costum, pentru că era atât de strâmt încât nu se mai vedea nici dunga. Cred că aici ține, cred că, de trend. A trecut trendul acela cu pantalonii foarte strâmți, a fost până prin 2019, că 2020 nu mai calculez. La pandemie, da. Înainte de pandemie și după pandemie. Da, da, noi am început din 2022, să zic. Nu se mai poartă, trendul a ieșit cu pantalonii foarte, foarte strâmți. Într-adevăr, e foarte greu să ne reacomandăm cu pantalonii mai lejeri, dar oricum, eleganța unui costum, și indiferent de ce trend e, eleganța unui costum niciodată nu o dă un pantof strâmb, un pantalon strâmb. O dă un pantalon care urmează forma și conformația piciorului. Dacă vrei un pantalon, și recomand tuturor, dacă vreți un pantalon să fie mai slim, să fie slim, nu-l faceți în așa fel încât să nu se vadă, cum ai zis tu mai devreme, dunga piciorului, dunga pantalonului, iar să urmeze efectiv forma piciorului. Cămașa, cum să fie, foarte cambrată sau să o lăsăm să putem băga 2-3 degete? De aici, iarăși, atâta timp cât stai jos și nu se deschide, am un prieten care i-a zis semnul de la Renault, când se deschide foarte tare cămașa. Da. Aceea e de prost, aceea e de prost gust. Nu recomand să fie foarte strâmtă cămașa. Pentru că atunci când stai jos, ai nevoie de lejeritate. Nu-ți trebuie să-ți fie. Într-adevăr, dacă îți place mai pe corp, alege o cămașă, dar să aibă elastan neapărat, care să nu lase să se deschidă pe piept, pe abdomen și așa mai departe, acolo e în mare parte problema. Mai eu, pe dedesubt? Nu știu ce să zic, e o chestie subiectivă, nu-mi place, mie personal nu-mi place. Dar ține burtica. Da. Normal, mai eu era pentru a ține, a absorbi transpirația. Da. Eu, după logica mea și ce-mi dat, n-am citit, nu m-am informat, eu la cum am văzut eu și cum înțeleg partea de modă, eu cred că mai eu se purta pe dedesubt într-adevăr să absoarbă transpirația din cauza că cămășile erau mai largi. Înainte de anii 2005-2006, când a început încet să intre slimul, erau largi. Și odată ce transpirai, fiind largă, se lipea de tine.
Da. Și acum, fiind slim, poți să alegi o cămașă, cred că nu e greșit, dar să nu se vadă. E foarte, mai ales la un eveniment elegant. Să se vadă pe dedesubt maieu, eu zic că mai bine fără maieu și cu sacou pe tine, decât cu maieu și să se vadă, să dai sacou jos și să se vadă. Da, ținem cont de sfaturile specialistului. Asta e doar o recomandare, opinia mea. Evident. E fiecare alege când pentru el. Când cravată și când papion. Pentru că prin 2010, anii 2010, toată lumea era cu papion. A fost și eu, am fost la toate evenimente, eram și zi de zi eram cu papion. S-a perimat ideea de papion. Dar noi, când mai punem papion? Eu nu mai recomand papionul decât în ținutele... De mire? La ținutele, da, ceremoniale. Doar la tuxedo. Deci doar atunci recomand papionul și papionul negru. Acum poate mai vor unii negri cu punctuleți sau ce vor să dea o pată de culoare, nu e neapărat greșit, dar nu puneți papion roz la un costum negru sau poate un vișiniu, o culoare mai închisă. Eu doar atunci, Într-adevăr, a fost un trend vreo 3-4 ani de zile în care toată lumea și aici și eu am trecut prin trendul respectiv. Toată lumea purta papion. Au apărut papion. Inclusiv papioanele casual, cu da, bobițe, cu buburuze. Da, cu... și din lemn, și din sticlă, și din fier, și metal, și erau din, efectiv, din toate materialele, doar că, na, a fost un ce e val, cavalul trece. Da, trece. Se poate și o eșarfă fără să ai cravată sau un speță papion, doar ca să ai un element la gât. Dacă tot e deschiată. E acea eșarfă, adică care se numește cravata Scott. Este un clasic. Este un clasic ca și cravata, ca și papionul. Acum, într-adevăr, nu mai este în trend. La un moment dat a fost prin anii 2000, am văzut-o, din câte țin eu minte, am văzut-o iarăși într-un trend. Acum nu mai este în trend. Într-adevăr, se poate purta, e ca și cum toată lumea purta pe vremea papioanelor, să zic așa. Purta cravată în loc de papion. Așa poți să porți și acum cravată ascot. Așa e șarfă care se pune în interior, nu pe exterior, în interiorul cămașii. Cămașa să fie la manșetă cu nasturi sau cu butoni? Repet, vorbim despre ținute elegante, nuntă și ceva din acest registru, dacă este alt eveniment. Da. Așadar, cămașa, manșetă cu butoni, cu nasturi. Dacă e un eveniment în care ți se cere un black tie, la un eveniment, vorbesc de o nuntă, în care ți se cere un black tie, adică un costum negru cu cămașa albă și acum pui cravată, papion, indiferent de fiecare cum... care le place, eu recomand butonii. Iarăși de culoare. Nu arată bine dacă pui un costum roșu întreg, o pereche de butoni. Eu zic că alegeți buton la ținutele chiar foarte elegante. Sau un business. Într-un cadru business care și acolo sunt culorile închise. Într-un cadru business. Ceasul, că este un element masculin, un accesoriu masculin, nu doar masculin, dar ce se pune un bărbat ca accesoriu în afară de o cravată, un ceas, butonii și cureaua de la pantalon. Ei, cureaua de la ceas trebuie să meargă întotdeauna pe aceeași nuanță de culoare cu cureaua de la pantalon? Da, este unul dintre elementele deci care trebuie cu curea neagră și aveam curea maro la ceas. De care trebuie să ținem cont ca și atunci când alegem cureaua, ca atunci când alegem pantoful, trebuie să alegem și cureaua și automat alegem și cureaua ceasului. Deci ele merg cele trei elemente. Da. Sacoul, cum îl alegem? Pentru că de multe ori unii domni constată că atunci când ridicăm mâinile, rămân fără o mare parte din mâneci. Cum trebuie să procedăm atunci când probăm în cabina de probă un sacou sau sacoul de la un costum pentru a putea avea și mișcările astea cât de cât normale și firește ale mâinilor? În primul rând, atunci când alegem un sacou, trebuie să fim foarte atenți la bust și la umeri. De acolo pleacă mărimea sacoului, dacă ne e bună sau nu. Trebuie să ne fie lejeră, în față sacou, în partea de bust, nu trebuie să se deschidă, face la un moment dat, dacă îl închizi, se acel face rom. Aici acel, da, înseamnă că ne e mic și peste piept și peste spate.
De aceea totdeauna atunci când ridicăm mâna în sus sau stăm la masă, se ridică foarte mult mâneca din cauza că ne strânge pe spate sau pe în zona lățimii spatelui sau în zona umerilor. Și de lung? Cât de lung să fie? Recomandarea cât mea... Cât trebuie să meargă sub bazin sau în zona bazinului ca să fie normal o lungime Recomandarea mea e să-l fie exact până în unde se termină buzunarul de la pantalon. Deci acolo cumva este o linie... Acolo unde este acel năsturel de la pantalon? Din lateral, nu din spate. Aha. Acea linie, adică dacă stăm un pic să ne uităm în jurul și ne facem o linie imaginară în jurul nostru, cumva acolo este jumătatea corpului. Deci efectiv, mă refer de la gât în jos, jumătatea trunchiului, adică împarte corpul în două părți egale. Acoperă și fundul, acoperă și partea din față, șlițul, da, pantalonului. Da. Din punctul meu de vedere, dacă sacoul este prea lung, îți face picioarele prea scurte. Iar dacă este prea scurt, îți face picioarele lungi și corpul scund. Ce din toate acestea se găsesc în magazinele Men's Club? Cred că totul, nu? Da, poate noi... ceasuri, nu? Sau sunt da, ceasuri? Ceas. Nu, avem avut o colaborare mai de mult cu ceasuri, dar n-a fost. Nu căuta lumea la noi în magazin ceasuri. Avem efectiv toate stilurile. Adică nu neapărat toate stilurile. Avem de la pantofi toate până la papion, sacouri. Efectiv avem și ținute casual. Am zis că ne-am reinventat în pandemie. Pe timp de iarnă avem paltoane, avem geci. Efectiv facem pe timp de vară pantaloni scurs, tricouri. Avem toată gama de... Tot ce are nevoie de bani. Ca să fie elegant, în orice context. Da. Unde sunt magazinele? Cel din Cluj-Napoca este pe strada Regele Ferdinand numărul 6, iar fosta Gheorghe Doja, și iar în Mureș este Gheorghe Doja numărul 15. Da, unde se întâmplă ce mâine? Că e mare eveniment mare. Da, mâine sărbătorim un an de zile de când am deschis la Târgu Mureș. Așa că vă așteptăm cine vrea să vină să ne viziteze. Avem și câteva surprize pentru voi. Facem o tombolă în care câștigătorul va câștiga un costum. Iar cei care vor să ne viziteze, să și cumpere, avem un discount special pentru ei și de minus 25% discount. Deci, iată, un sfert din prețul de listă, da. E ceva. Ce înseamnă noua colecție? Plus un pahar de vin și o gustare. Și pișcotul aferent vinului sau șampaniei. Ce presupune noua colecție? Cu ce îți surprinzi clienții? Sau cu ce vrei să îți faci noi clienți cu această colecție? Ce crezi că e nou și... acel ceva care să aducă lume nouă sau să-ți consolideze vechii clienți? Cu ce îi răsfeți pe domnii care stă pe acolo? Am adus o gamă foarte interesantă, să zic așa. În ultimii ani de zile s-a pus tot problema producătorilor, designerilor, să zic așa. Tinerii nu mai poartă costume și atunci ar trebui să reinventeze puțin costumele. Și atunci am adus și noi o colecție de aceste costume reinventate pentru tineri, și nu neapărat pentru tineri, care cumva îți dă și lejeritate și eleganță în același timp. Te face să te simți ca și într-o cămașă, dar de fapt tu ai sacou, te face să te simți ca într-un pantalon de toată ziua, dar de fapt tu ai un pantalon de costum. Uite, vorbim de aproape o oră despre ce înseamnă să fii elegant. Și încă nu te-am întrebat ce înseamnă pentru tine eleganța. Și chiar așa, Raul, ce înseamnă să fii elegant? În viziunea ta? Elegant pleacă de la felul de a te comporta, în primul rând. Felul de a te îmbrăca. Felul de a vorbi. Felul de a... nu e doar... Elegant nu e doar să pui un costum pe tine. Elegant e un cuvânt... Adică, da, un cuvânt foarte, foarte... Complex, în care intră complex, multe foarte componente. Multe.
Eu am, nu știu, văd zi de zi în cadrul la Cluj-Napoca, efectiv având în vedere că suntem într-o galerie și suntem și primul magazin, mai văd persoane care sunt cu căruciorul și nu poate să intre și mă duc și mă duc să le deschid ușa, pentru că nu e ușă cu senzor. Mă duc să le deschid ușa și zic, doamne, a, mai sunt și bărbați, mai sunt și gentlemen în ziua de astăzi. Cred că de acolo pleacă. Cred că deci pleacă nu... de efectiv de la a deschide ușa unei doamne, să intre cu căruciorul și nu numai unei doamne, cuiva care are nevoie de ajutor și ulterior unei femei, după care costumul cred că e ultimul factor care poate să-ți dea eleganță. Partea externă. Partea externă, da. Și iată cum și tu și eu și alții care gândim la fel, mergem pe ideea că nu neapărat haina face pe om. Că până la haină, iată, ai spus, da, sunt multe, multe componente. Cum este piața din Târgu Mureș comparativ cu cea din Cluj? Pentru că vorbim de două orașe, nu diametral opuse, dar diferite. Diferite din multe puncte de vedere, inclusiv al numărului locuitorilor și multe, multe alte aspecte. Cum este în viziunea ta Târgu Mureș comparativ cu Cluj, ținând cont de faptul că ai magazine în aceste două orașe? Ce îmi place la Târgu Mureș, că oamenii sunt foarte receptivi la ceea ce facem și apreciază ceea ce facem. Pentru că nu suntem doar un costum, adică un magazin care vinde costume. Oferim și consiliere, oferim și partea de ajustare autentică, adică nu lăsăm un bărbat să plece cu un costum, pleacă din magazin, noi vedem că este mic sau vedem că este mare. Cu pantaloni, da, care nu-s terminat, da, jos. Da, da, da. Am văzut că e foarte receptivă la partea asta. E un pic, într-adevăr, foarte, adică e un pic mai greu, pentru că suntem un an de zile pe piață, încă nu ne cunoaște lumea, dar ceea ce îmi place la Târgu Mureș e că persoanele care ne calcă pragul sunt mai, ne apreciază mai mult. În Cluj, într-adevăr, și e concurența, să zic așa, prea mare, dar în Mureș cine intră, efectiv rămâne impresionat. În Cluj deja cumva li se pare normal să ofer toate aceste servicii. Care este targetul Men's Club? Oameni care se îmbracă pentru evenimente sau oameni care se îmbracă pentru evenimente și nu doar pentru evenimente, ci și oameni care merg la serviciu cu ținute de genul acesta? Targetul nostru, într-adevăr, este a doua variantă care ai zis-o. Este bărbatul, efectiv, care se îmbracă de zi cu zi cu o haină mai elegantă. Avem și jeans, avem și, dar și care poartă costum. Cum, într-adevăr, noi în România suntem obișnuiți în mare parte să purtăm costumul doar la evenimente, pentru că acolo ni se cere, dar nu este doar targetul acela. Da, întotdeauna e loc de mai mult și de mai bine, fără discuție. Hai să mergem într-un registru foarte practic. Să presupunem că eu peste o lună, două, o să am nuntă și în mine se pot transpune toți mirii din acest sezon, din Târgu Mureș și nu doar. Cu cât ar trebui să vin, cu câți bani la mine sau pe card, ca să mă duc acasă îmbrăcat din cap până în picioare cu ținuta de mire? Cam între cât și cât? Că recomandarea noastră ar fi să se vină din timp, o lună, o lună jumate. Mai devreme, poate, din experiența și din contactul că am avut cu clienții, mai unii mai vor să slăbească, unii mai vor să se... Adică, da, o șură, da, să pe ultima, da, sută, da. Da, și recomandarea mea ar fi să vină cu o lună, o lună jumate. De ce o lună, o lună jumate? În caz că nu este modelul respectiv pe stoc, ca să avem timp să-l comandăm, iar dacă este aglomerat la croitorie, să avem timp să îl putem realiza. Pentru că oricum ne place ca și clientul, după ce vine, adică când îl chemăm la după costum, după ce a fost ajustat, să-l mai probezi o dată. Și atunci, clar, dacă cumva clientului nu-i se pare că e lungimea potrivită la pantaloni, va mai trebui să aștepte câteva zile. Deci, de aceea, haideți din timp, e mult mai bine și mult mai liniștitor, în primul rând, pentru clienți. Adică știu ce înseamnă un stres înainte de nuntă. Prin ultima nuntă e cel mai mare stres. Iar pe partea de buget, aici ține de fiecare, de caracterul fiecăruia, adică
avem costume care pleacă de la 1200 de lei, care și costume care ajung la 2000 de lei. Deci dacă aș avea 1000 de euro, m-aș putea îmbrăca și încălța? Da, da, e, în general, ce ține mirii noștri ajung la, au un buget de 3000 de lei. Și aici include tot, aici mă refer de pantofi, cămașă, buton, două cămăși, vestă, buton, efectiv vorbim de toată ținuta, inclusiv și șosetele. Am avut un client care zicea, care mi-a zis, ok, șosete ai nevoie? De șosete nu ai nevoie? Și am zis, da, șosete. Păi de alea ne dăm seama ultima dată când ne lăm pantofi în picioare, zice, bă, da, oare șosete am? Da, uite că sunt multe de luat în calcul și în seamă. Asta și facem noi cu fiecare client. Efectiv, noi ne gândim la el. Ai nevoie, când recomandăm și consiliem, ne punem în pielea clientului. Ne gândim, ok, oare are cămașă, oare are vestă, îi trebuie vestă, de ce îi trebuie vestă? Are nevoie de a doua cămașă, transpiră, nu transpiră? Dacă îl pătează cineva, ce se întâmplă? Pe cine trimiți tu să-ți aducă a doua cămașă de la o nuntă? E cam greu, e cam incomodă această situație. De aceea ne gândim și zicem, ok, oferim. Ai nevoie de asta, ai nevoie de asta. Dansezi mult, nu dansezi mult. Pantalonii, vrei mai elastici, nu vrei mai elastici. Adică în funcție... O iei în brață pe mireasă. Așa e. Un aspect pe care vreau să-l punctăm sunt bretelele. Cum și în ce context se poartă? Pentru că dacă știi cum să le porți, pot fi extrem de elegante. Da, bretelele sunt un accesoriu ca și cureaua. Nu purtați curea și bretele în același timp. Este greșit. El vine în locul curelei. Dacă tu te simți mai bine purtând o pereche de bretele, poartă. Dacă tu te simți mai confortabil, poți să porți curea. Deci e o chestie de alegere aici. Dacă mergem pe paritatea pantof curea și în ideea bretelelor care înlocuiesc cureaua trebuie să fie aceeași culoare precum pantoful? Într-adevăr, dacă este o curea, sunt o pereche de bretele care sunt confecționate și care au la bază piele, nu vorbesc de parte elastică, în partea de jos și în partea unde sunt prinderile, recomandă să fie aceeași nuanță ca și pantofii sau ca și pantalonul. Iar dacă e o ținută elegantă, mă refer aici la un black tie, la o ținută, la un smoking negru, în principiu, recomandăm ca efectiv elastic respectiv să fie alb, să nu iasă foarte tare în evidență când își dă sacul jos după aceea totul, adică să nu se vadă, să nu fie foarte strident și acele prinderi cu negru. Ce planuri are Raul pentru viitor cu Men's Club-ul? Unde să-l ducă dacă vrea să treacă Munții Carpați? Să se ducă, nu știu, în Muntenia sau în Moldova sau Oltenia, dar poate că București ar fi, după Cluj și Târgu Mureș, așa o destinație în care s-ar putea ajunge și probabil că este o piață potentă Bucureștiul. Deși într-adevăr și am foarte mulți colegi, că așa îmi place să le zic, mulți concurenți, colegi. Am foarte mulți colegi pe care îi cunosc și din București și din Iași și din Timișoara și din Craiova. Nu știu, parcă nu mă regăsesc acolo. E o altă piață, altă mentalitate. Nu știu dacă neapărat viziunea și stilul și abordarea mea s-ar potrivi în acele orașe. Noi suntem, nu știu, n-am testat, e posibil, dar cumva parcă nu mă regăsesc în zona respectivă, cel mai mult în București. Nu mă regăsesc în zona respectivă. Deci rămâi aici, fidel. Momentan, da. Ai văzut persoane pe care nu stătea nici cum un costum? Da. Ce le-ai spune? Dacă, din întâmplare, nu știu, la țigară sau afară, la un pahar, v-ați intersecta și ați avea un schimb de replici. Ce i-ai sugera dacă poate ar afla că ești un om care poate da sfaturi și ți-ai permite din această postură să o faci? Întotdeauna nu încerc. Atunci când dau un sfat, nu încerc. N-ar fi mai bine să nu-l porți dacă nu știi să-l porți și nu vine deloc bine pe tine?
n-aș aborda niciodată că persoana respectivă s-a simțit prost. Aș veni cu o abordare mult mai friendly, aș veni cu o abordare, uite-te, poate lungimea mânecii nu ți-i conform, nu ți-i conform cât ar fi stasului. Aș veni cu abordări mici și finuțe și de bun gust. N-aș veni cu abordare, nu sunt genul care să vin cu abordare directă în care să fac persoana respectivă să se simtă prost. Da. Da, și probabil aș trage și deoparte să... Nu dacă... audă nimeni. Da, da, da. Ce culoare recomanzi în acest an și pe început de an viitor la costume, de exemplu, la costume de ocazie? Aici recomandarea noastră pleacă către, adică se bazează pe caracterul fiecărui persoană și pe conformația fiecărui persoană. Degeaba, deci totul pleacă de la persoană, da, nu da, de la trend și culoarea care merge în acel. Degeaba se poartă culoarea țiclam la costum, avem costume care roz, movuliu, ceva lilac, nu știu exact ce culoare e. Și vine o persoană care este mai blondă, este mai un ten mai cald, culoarea respectivă nu îi se potrivește. Deci trebuie să alegi întotdeauna culoarea după persoană, nu să îi dai culoarea după trend. Crezi că vor ajunge creatorii de modă români sau unul dintre ei la un moment dat celebru sau celebri precum sunt cei italieni pe care i-ai pomenit? Pentru că multă lume spune că sunt în ascensiune, mulți din ei. Sunt foarte mulți care au urcat pe scenele din... Încă sunt cunoscuți doar la nivel internațional, pentru că m-am spus și mai devreme. Ei, ca să poți să ajungi cunoscut, trebuie să te... Efectiv să trăiești acolo, să fii în cercul lor, ca să poți să fii cunoscut la nivel internațional. Sunt foarte mulți tineri designer care pleacă de aici, termină facultatea aici și merg la master, ori la Milano, ori la Paris, ori la Londra. Și acolo ajung să fie cunoscuți. Eu zic că, deși nu cunosc, sunt foarte mulți tineri care au creat și creează și defilează pe podiumurile internaționale. Ce le-ai spune celor care fug de ideea de costum, care încă nu au încercat sau poate nu așa cum s-ar cuveni? Dă-le un motiv sau două să-ți treacă pragul magazinelor. Cum am spus, cei care... Convinge-i cred, să fie masculini în cel mai elegant pur posibil. Cred că cei care fug de costum au o percepție proastă despre costum. Au o percepție în care ei nu se simt confortabili, nu se simt... ca și cum îți iei de obicei. Adică ei bănuiesc că ei sunt obișnuiți toată ziua, ori în jeans, ori în training, ori în tricou, n-au pus niciodată o cămașă pe ei. Noi, cum am zis și mai devreme, noi am abordat un stil foarte confortabil. Colaboratorii niște din Italia au produs un costum care n-are nici un pic de căptușală, nici un pic de întăritură. Este ca și... Înseamnă că nu transpiri aproape deloc în el, da, dacă nu are acea căpușală. Foarte, e foarte, foarte, foarte lejer. Foarte lejer. Și recomandarea mea să vină să testeze, să vină să pună pe ei un astfel de costum. Și cu siguranță își vor schimba... Da, își vor schimba percepția despre a purta un costum. Iar dacă nu se simt confortabil în a purta un costum, măcar să își pună o pereche de pantaloni eleganți și o cămașă, e tot mai bine decât a merge... Nu știu, cum îți iei obișnuiți. Iar dacă vor veni mâine în Men's Club de pe Gheorghe Doja, poate se duc acasă cu ceva. Îi așteptăm cu drag, mai ales că am făcut această ofertă și avem acea tombolă. Poate chiar se duc și cu banii înapoi, participând la tombola noastră. Sau achiziționând ceva cu 25% da, sau așa. Discount. Raul, mulțumesc tare mult pentru prezență și pentru faptul că, iată, am stat la taclale când vine vorba de eleganță, că tot stă să înceapă sezonul de nunți 2024. Mult succes cu Men's Club Târgu Mureș, Men's Club Cluj-Napoca și să ne vedem cu bine și să fim...
tot așa frumos îmbrăcați de fiecare dată când ne vedem, sau poate cine știe, trendurile se schimbă, dar oricum eleganța rămâne și rămâne, spuneam, clasicul rămâne. Clasicul clar. Este clasic. Mulțumesc încă o dată pentru prezență. Și eu îți mulțumesc că m-ai invitat, m-ai ajutat să-mi depășesc o frică, să zic așa. Este misiunea mea. Îți mulțumesc. Aștept să ne preauzim, poate cu o altă emisiune, cu un alt subiect. Cu mare, mare, mare drag. Spor în toate, să auzim mulțumesc. Mai de bine. Am stat de vorbă, iată, cu omul care face și drege multe când vine vorba despre ținuta vestimentară a domnilor. Raul Ștor, creator de modă, designer vestimentar și creatorul brandului Men's Club. Am fost și încă suntem live pe One to One și Ovidiu Mita, paginile noastre de Facebook. Acest material ajunge în scurtă vreme și pe canalul nostru de YouTube, One to One. Sau dacă vreți să ajungeți într-o variantă audio la noi, puteți da sta pe Spotify, One to One by Ovidiu Mita și cu siguranță veți da multe play-uri tuturor playlist-urilor pe care vi le-am pus acolo. Eu sunt Ovidiu Mita, deocamdată atât, până data viitoare, spor în toate, numai bine!